Bine ați revenit! Astăzi vă voi prezenta o altă rețetă simplă cu care puteți găti pește, dar și carne. Vom găti pește spadă, pescuit de obicei în zona Mediteranei. Ingredientele necesare sunt 2-3 lămâi, ulei extravergin de măsline, pesmet, o felie bună de pește spadă, sare, cimbru. Punem pesmetul într-o farfurie, ungem bine cu ulei felia de pește, întorcând-o de mai multe ori pe o parte și pe alta. Adăugăm puțină sare. Și o trecem prin pesmet pe ambele părți. După cum vedeți, e o rețetă foarte simplă și o pot găti chiar și cei care nu au prea multă experiență în artele culinare. Oricum, e un succes asigurat, în special dacă peștele este proaspăt. După ce am acoperit bine felia de pește, cu un strat de pesmet, vom pregăti salamura. Pentru aceasta avem nevoie de zeamă de la o lămâie, 2-3 linguri de ulei extravergin de măsline, puțină sare, un pic de cimbru și, după gust, dacă vă place, un pic de piper. Amestecăm bine toată compoziția, pe care o vom întinde peste felia de pește, la sfârșit, când va fi gata. Încălzim bine tigaia antiaderentă, fără ulei. Punem felia de pește la fript, când e rumenită bine pe o parte, o întoarcem, o frigem bine și pe cealaltă parte. Dacă peștele e proaspăt, se frige în câteva minute. Iar acum aranjăm frumos felia de pește pe o farfurie. Am tăiat felia în două pentru comoditate. Mai amestecăm puțin salamura de origan și o întindem ușor pe cele două bucăți, după gust, mai mult sau mai puțin. Rețeta este gata, poftă mare! Ne revedem pentru o rețetă următoare!